Hei, salutare jupunilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 20, un nou clip din seria Pack Opening. Astăzi avem premiile de Squad Battles, dar și un SBC, însă înainte să începem, nu uitați să apăsați răpșorul de așa like, să dați un comment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Cum ziceam, Squad Battles, probabil Elite 1, sper că am rămas. Facem și un SBC. Dar vreau să vorbim și despre FUT Champions. După cum vedeți, mai sunt 6 ore și 25 de minute. Din păcate o să rămânem la 14 win-uri, la 14 cu 2. Stați să văd dacă pot să vă arăt. Da, mai avem încă 14 meciuri, am 14 win-uri, deci 28 cu 2 pierdute, 20. 14 cu 2, aia e. Nu pot să joc, din păcate, am venit prea obosit de la muncă și... ce să fac? Aia e. Cum lucrez în weekend, na. Gold 1 ar fi fost la îndemână. Ținând cont că l-am luat până acum de fiecare dată. Săptămâna trecută chiar 20 cu 3. 7 rămase tot așa. N-avem ce să facem. Na, ai, îmi pare rău, dar mergem înainte. Înainte să luăm primii, haideți să mergem să facem SBC-ul. E gata, pregătit. L-am pus la favorite. Da, e vorba de The Very Cheap Mbappé, cum i-am zis eu, Victor Osimhen. Dacă aveți echipă pe Franța și nu vă permiteți Mbappé, eu zic să mergeți pe acest cartonaș. După cum vedeți, echipa e gata, pregătită, echipa de SBC. O să-i dăm submit chiar acum, am asigurat că filmăm. Da, vedeți nucleul de jucători pe care am mers, jumătate din 3 sunt untradeable, un SBC care costă cred că undeva la 10-15.000. Hamsik, David Soria, Marco Asensio, e ok. Ce să fac și cu Asensio, ok, untradeable. Victor Osimhen, primul player of the month din Franța. Și începând de acum o să avem în continuu. Să sperăm că vine un Mbappé, un Neymar, ceva sau jucători de buget, nu? Cum e acest Osimhen, dar ceva mai bun. A? Era fain să arate cum intră în prim plan. Atâta, frate, în fine. 4 cu 3. Păcat de hai-hai. 6-1, destul de înalt. Da. Vedem aici un cartonaș. Ok, frate. Agility balance, poți să-i dai ceva de agility balance, poți să-i dai hunter dacă vrei mai mult pace. Sniper, te dai ce vrei tu, finisher. Băgăm la club. Și acum haideți să mergem să luăm premiile de Squad Battles, nu? Că despre asta e vorba. Elite 1, 30.000 cash și 2 pachete de 50. Și 5.000. Și aici să vedem, nu? Ce ne dă din ele. E un episod scurt și la obiect, nu? Ia. Se poate, mă, să ne dai și nouă ceva? Ha, nimic. Nici măcar bor. Nice. Super. Ne-l dă pe Adoriz 82. Timp de 5 și bă, deci... nu mai zic nimic, că știți cum e la noi. Și nimic altceva. Spania. Aștept până pe transfer list. Mi-e puțin scârpă, dar ce să fac. Hai și cu al doilea, că tot așa nu dă nimic și aia. Ia să vedem. Exact. Nici măcar por din două pecuri de 5-5 de mii. Mai ziceți ceva că eu n-am cuvinte, pur și simplu, joc ca fraier, o să fac 60.000 de puncte săptămânal ca să nu-mi dea nimic. Perfect. Nici nu-mi doream altceva. Pentru mine jocul rămâne o mizerie, în ultimii ani am deschis mii de pack-uri și pur și simplu nu mi-a dat nimic. Alții deschid un pack și le da Aguero Halloween. Aia. Mergem înainte. Dar nu știu că tot să mai mergem. Băi, cam asta a fost episodul. Cum ziceam, scurt și la obiect. Nu cred că o să mai trag atât de mult, pentru că, vedeți, n-are rost. Mă supăr că nu iau rank în FUT Champions, dar când îl iau nu-mi dă nimic. Ai.
ce să facem, o să stăm așa la gol 3 la Silver 1, să vedem ce o să fie. Da, deci să nu dea nici port, am 3 să văd și umilința asta. Aveți grijă de voi, pace, stimă, iubire, credință, Big Boy, Big Smoke, respect pe viață.